Bună seara, începe Actuala Regional. Două subiecte extrem de importante pentru 30 de minute. În prima parte vom discuta despre ce pregătiți dumneavoastră, dar mai cu seamă cum alegeți aceste alimente pentru această perioadă pascală, pentru că vom afla noutăți. E bine să știm de ce să ne ferim, pentru că pe piață sunt foarte multe alimente, pe de o parte, și trebuie să facem alegerile cele mai bune. Vom primi de la un cunoscător toate detaliile. În partea a doua, de fapt, în cele 30 de minute ne integrăm cu un subiect la fel de important. Vineri a avut loc un protest masiv al fermierilor, nemulțumiți și veți vedea de ce, evident, de banii pe care i-au primit de la Uniunea Europeană, pe de o parte, dar și despre acest diferent care e acum cu Ucraina legat de transportul, tranzitarea, dar și comercializarea produselor de această natură, produse agricole din Ucraina către România. Aflăm toate detaliile imediat. Îl salutăm acum pe domnul Sorin Mierlea, președinte Infocons. Prin telefon este alături de noi. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență. Iar în platou, pentru a dezvolta și acest prim subiect și cel de-al doilea, domnul Emil Turdean, fermier cunoscut în Cluj. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Și Sergiu Bojan, fermier. Bună seara. Bună seara, Sergiu. Domnule Mierlea, vreau să ne spuneți încă de la început la ce să fie atente doamnele, gospodinele, domnii care gătesc în această perioadă în care sunt o multitudine de alimente pe piață, în această perioadă pascală ne referim. Ce sfaturi le dați? În primul rând ar trebui să fim atenți ce cumpărăm ca să punem pe masă. Iar când discutăm ce cumpărăm, dacă mergem în piețele agroalimentare de la producătorii locali, să fim foarte atenți să ne uităm pe certificatul de producător și ceea ce scrie pe certificatul de producător să nu fie altceva pe tarabă. Adică dacă pe certificatul de producător scrie cartofi și vinde căpșuni și salată, să ne punem un mare semn de întrebare cu privire la proveniența celor produse. Pe cealaltă parte, când discutăm despre ingrediente și produsele care le punem pe masa de Paște, ar trebui să fim foarte atenți, să citim eticheta. Și cred că fiecare dintre noi, în bunul nostru simț, indiferent de pregătirea pe care o avem, vom alege o pâine care nu are foarte mulți aditivi, coloranți, conservanți și denumiri chimice. Vom alege un ketchup sau un sos de roșii, o maioneză sau muștarul. Produsele care le punem pe masa de Paște, inclusiv vopseaua de ouă, multe dintre vopselurile de ouă trebuie să fim foarte atenți să fie în primul rând pentru o vopsea de ouă alimentară și nu în ultimul rând, cu cât mai puține aditivi. Iar pentru acest lucru, Infocons a lansat aplicația gratuită Infocons, inclusiv în limbile minorităților conlocuitoare, ca astfel fiecare dintre cetățenii României să aibă informația în limba maternă, cât și pentru cei care tranzitează sau locuiesc în România din alte țări, inclusiv limba ucraineană, se găsește în 33 de limbi și astfel scanăm codul de bară al produselor agroalimentare pe care dorim să le cumpărăm și avem toate informațiile despre produsul respectiv. Și nu în ultimul rând, alertele. Sunt tot mai multe alerte alimentare în ultima perioadă, cât și alerte pentru produse jucării, produse de îngrijire a casei sau alte tipuri de produse, fiindcă să nu uităm odată cu Paștele și cu bucuria luminii, vine și iepurașul. Și iepurașul de cele mai multe ori, mai ales în ultima perioadă, a devenit un motiv de a aduce jucării copiilor, de a cumpăra cadouri celor dragi. Și trebuie să înțelegem că înainte de a cumpăra un produs, îl verificăm cu aplicația gratuită Infocons, dacă cumva nu este într-un sistem de alertă ca și produs neconform. Iar nu în ultimul rând, cred că este o problemă de atitudine a fiecăruia dintre noi, mai ales în această perioadă în care trebuie să fim mai buni, să fim mai înțelegători. O reclamație înseamnă că facem ceva bine, ca pentru cei care vin după noi să nu mai pătească ce am pățit și noi. Iar prin aplicația gratuită Infocons putem face și o reclamație directă, dar avem și toate numerele de urgență pentru fiecare județ și pentru fiecare autoritate. Cred că împreună putem să fim mai atenți și mai buni, până la urmă, pentru a avea o masă de Paște mai aproape de ceea ce ne dorim, fiindcă pe valorile care le avem, la o masă de Paște putem să depășim ușor 150 de aditivi, putem să depășim cantitatea de sare și de zahăr pentru o săptămână. Și asta discutăm. Ceea ce este foarte periculos pentru consumul general. Discutăm pentru un adult de 30 de ani, nu pentru un puș de 5-6 ani sau pentru bunicii și părinții noștri. Așa că atenția în momentul în care cumpărăm ingrediente pentru produsele care vrem să le facem acasă sau produsele finite, mai ales că în ultima perioadă oamenii comandă deja dropul și tot felul de produse, friptura de miel direct de la restaurante, începând cu 15 martie, toate aceste restaurante care fac delivery acasă sau mergem și cumpărăm direct din restaurant sau mergem și mâncăm la un restaurant, trebuie să afișeze meniurile complete cu toate ingredientele, cu tot ce înseamnă aditivi, coloranți, conservanți, inclusiv informațiile nutriționale. Așa că avem cu ce,
avem cum, mai trebuie doar să și vrem fiecare dintre noi. Înseamnă că există în România, domnule Mierlea, un fel de consumator profesionist care știe să aleagă? Este o întrebare fiecare până la urmă. Noi, fiecare dintre noi suntem comisari de protecția consumatorului. Și de sau ar trebui să fim, da. Suntem, că de câte ori ieșim, cumpărăm, înseamnă că validăm, nu cumpărăm, înseamnă că sancționăm. Dacă, în schimb, cumpărăm fără să verificăm, înseamnă că suntem niște comisari care nu suntem atenți și validăm produse care sunt mai puțin bune și astfel cei care vin după noi pot să aibă neșansa de a cumpăra același tip de produse. Așa că dacă vom cumpăra mai deștept, mai inteligent și mai informat, în primul rând acele produse cu mulți aditivi, coloranți, conservanți, venite din tot felul de țări, de mai știu unde, mai ales din afara Uniunii Europene, dacă nu vor mai avea cumpărători, vor dispărea de pe piață. Așa că ține și de noi, de fiecare dintre noi. De acord. Și vreau să vă ridic o problemă, pentru că am doi fermieri cunoscuți în Cluj, puternici, pe care ne putem baza, care au expertiză și prin asta îndemnăm populația generală și cea clujeană în special, pentru că suntem la actuală regional TVR Cluj, să consume produsele locale, să-i ajutăm pe acești oameni. Și vreau să vă întreb cât de important e să consumăm de la cei doi fermieri pe care noi avem în platou acum. Acel principiu al Uniunii Europene acum, cu de la furcă la furculiță să fie drumul cel mai scurt, este important să cumpărăm produse locale, produse cât mai aproape de localitatea unde ne aflăm, produse de sezon, dar cu argumentul și cu mențiunea să fim foarte atenți la certificatul de producător, fiindcă sunt și unii care au pe certificatul de producător cartofi și cumpără de pe la turci, mai știu eu de pe unde, căpciuni roșii și le pun că spun că sunt românești, așa că trebuie să fim puțin mai atenți și să fim puțin mai responsabili. Iar fermierii care s-au adunat în asociații patronale, profesionale, cooperative, să militeze și ei ca să dăm la o parte acești așa zis producători care fac rău și producătorului, o concurență neloială, dar și consumatorului. Vă rog dacă aveți ceva de spus legat de ce spunea domnul Mierlea. Nu am nimic de completat. Sunteți de acord, bănuiesc. Evident, da, pentru absolut. Că îndemn... Oricum, toate produsele care ies de la noi din fermă sunt controlate și răscontrolate. Deci nu poți introduce pe piață grâu dacă nu ai niște teste de reziduri, de pesticide, dacă nu ai teste pe aflatoxine. Deci lucrurile, să știți că sunt foarte, foarte bine reglementate la fermierii mari. Nu știu cum decurg lucrurile la fermierii mici. Nu putem aplica produse după capul nostru. Nu putem aplica azot după capul nostru. Să știți că reglementările Uniunii Europene au foarte mare grijă încât ce aplicăm la culturi, cât aplicăm și se poate lăsa și cu dosare penale dacă nu respectăm acele condiții. Deci, pe de o parte... Este exact ceea ce spuneam. Avem cu ce... Avem unde, avem cum, mai trebuie să vrem și fiecare dintre noi. Avem fermieri care fac produse calitative, avem mecanisme ale Uniunii Europene de monitorizare, avem aplicația gratuită InfoCos, avem protecția consumatorului, mai trebuie și noi, în calitate de consumatori, cumpărăm de la un restaurant, ne uităm în meniu să aibă toate informațiile, cumpărăm din magazin, citim eticheta, ținem bonul fiscal și luăm bonul fiscal nu pentru fiscalizare, ci pentru a avea dovada justificativă de unde am cumpărat, ce am cumpărat, ca în cazul în care e o problemă, să facem o reclamație eficientă, așa că putem foarte multe lucruri. Important e măcar odată cu aceste sărbători și cu Paștele Ortodox să fie cu adevărat lumină, să vină lumină pentru fiecare dintre noi, să fim mai buni, mai responsabili și cu o nouă atitudine. Perfect, mulțumesc foarte mult, Sorin Mierlea, președinte InfoCos, sfaturi extrem de prețioase, doamnelor și domnilor, să fim atenți la ce cumpărăm în această perioadă. Mergem cu subiectul nostru extrem de important legat de acest protest care a avut loc vineri. Imaginați-vă 10.000 de fermieri nemulțumiți, 3.500 de utilaje agricole scoase pe stradă, nemulțumiri îndreptate către autoritățile europene, dar și cele naționale. Doi fermieri din Cluj, cunoscuți, le mulțumesc încă o dată pentru prezență. Încep cu domnul Emil Turdean. Cum a fost acest și ce a sperat de la el? Haideți să vorbim foarte tranșant și foarte... Eu cred că cea mai mare nemulțumire a noastră este îndreptată împotriva autorităților noastre și a Ministrului Agriculturii, care nu știe negocia și cred că nici nu este din acest film să ne poată reprezenta la Bruxelles și să negocieze corect pentru fermierii români. Eu fac pariu că dacă îl sunăm acum și îl întrebăm dacă a vorbit cu omologul dânsului din Polonia, să vadă cum au rezolvat polonezii acum criza cerealelor și în continuare va intra
cereale din Ucraina prin Polonia, dar va tranzita. Dânsul nu cred că a avut curiozitate. Eu am văzut că a declarat că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a reuși. Dânsul este foarte bun pentru a face circ. Dar să nu facem... Atât. În rest, de trei ori a fost până acum ministrul agriculturii, de fiecare dată a fost un eșec pentru agricultură. Sincer vă spun, mie mi-ar fi... Bun. Haideți să vă fac un scenariu. Vreau să spuneți din punctul de vedere al fermierilor. Da. Nu că vă opresc din ceea ce vreți să spuneți, dar vreau chestiunea politică așa să o îndepărtăm cât se poate. Totul e politică, să știți. Din păcate, știu ce ziceți. Vă rog. Din punctul meu de a fermierilor, să știți că noi am ales foarte bine locația. N-am vrut să intrăm să blocăm Clujul, prefectura și alte. Pentru că cetățenii de rând din Cluj, mulți cunosc probleme, mulți nu cunosc. Am ales nodul de autostradă Turda, pe UAT Mihai Viteazu. Am avut stații de monitorizare pe tractoare pus să ascultăm părerile șoferilor de pe camioane. Să știți că nu ne-au umplut nimeni camara. Din contră, toată lumea a fost de acord și chiar am avut niște banere. Am văzut acolo pe un tractor, scria că noi nu suntem speciali. Să știți că cele mai multe like-uri acel banner a primit. Da? Deci oamenii cred că sunt sătuli de amatorismul care se întâmplă la nivel național și noi fermierii am avut poate curajul să ieșim și să punem punctul pe ei. Trebuie făcut. Deci nu suntem împotriva Uniunii Europene, să o clarificăm de la început, da? Că fără Uniunea Europeană, niciunul dintre fermierii care suntem în România nu eram aici unde suntem astăzi. Da, se fac și acolo greșeli, perfect, sunt de acord, pentru că unde sunt oameni se fac și greșeli. Dar cunosc metodologia de lucru a Uniunii Europene pe diferite domenii, deci dacă mergi tehnic, argumentat, cu hârtia scrisă, poți duce discuțiile cu ei unde vrei tu. Plus că mai există un aspect, seara când se termină discuțiile lor, ies împreună. Acei miniștri au un restaurant, ei stau la povești. Îl vedeți pe stimatul nostru ministru să stea de vorbă cu ministrul agriculturii din Olanda, cine știe, să poată face, nu știm, duce o discuție. Dar vreau să vă întreb altceva. Ați cerut ce? Ați cerut un lucru clar, faptul deci, că această sumă de 10 milioane de euro de la Uniunea Europeană este... inexistentă, pe mine nici nu mă interesează. V-am spus, și noi avem fermierii vina noastră, da? Am avut prețuri când puteam vinde, n-am vândut că mulți avem spații de depozitare, depozităm cerealele. De regulă, grâu, eu niciodată nu l-am vândut mai repede, e mai chiar în iunie sau iulie l-a recoltat, pentru că vă rog. Au nevoie de cereale vechi pentru recolta nouă să poată măcina morarii. Și întotdeauna primeai un preț mai bunicel. Dar dacă stai să calculezi diferența de preț de la recoltat și prin păstrare până în mai-iunie, trebuie să faci vreo două gazări pentru gărgărițe, trebuie să bagi iarna aer rece, deci prețul se justifică pentru că tu cheltuiești. Da? Unde avem probleme este pe plante olegianoase, da? Pe rapiță și floarea soarelui, care au căzut în cap, au căzut efectiv în cap, dar asta este piața. Piața mare. Oricum, noi ne-am mai lovit de ucrainieni, de marfă multă. Ne vom lovi deci de ruși. Ați deschis acum subiectul 2. Deci odată e suma de 10 milioane de euro care spuneți că e insuficientă pentru problemele din agricultură. Pe mine cel puțin și nici nu mă interesează. Că se tranzitează și se comercializează produse agricole. Aici avem problema care se poate Ucraina rezolva și vă spun cum au rezolvat-o polonezii. Dar vreau să spun de acest termen pe care Alianța pentru Agricultură și Cooperare, cunoscută AAC, dă acest termen de 15 iunie 2023, 15 martie 2024. Deci în această perioadă să nu se tranziteze, comercializeze. E suficient? Nu e. Polonezii lasă în continuare tranzitul. Și cum fac tranzitul cerealelor? Acum am vorbit cu colegi fermieri din Polonia. Se pune GPS cu sigilul pe fiecare camion sau vagon care tranzitează teritoriul Poloniei. Intră în vama cu tare, iese în vama cu tare, iese seria GPS-ului, sigilului să ia jos, să pune pe alt camion. Mai există o variantă, că dacă ești guvern, ai europarlamentari, ai susținere, te duci și zici, domnule, bag o taxă vamală de tranzit. Uite, o vin camionul, intră la Halmeu, îmi iese pe la Nădlac, până la Nădlac mie îmi plătești 98 de euro taxă de tranzit pentru a ieși la Nădlac să restituie banii. Cerealele au plecat în alt port, în Brindisi sau unde îl duc ei la încărcat. Problema nu e asta. Guvernul României a convenit prețul cerealelor mici din Ucraina pentru că a domolit inflația cu acelea cereale ieftine, da? E o părere. A rămas în România, preț ieftin, marile ferme zootehnice în România intrau în colaps, să fim realiști, fără cerealele. Cred că și Uniunea Europeană a avut aici un rol pentru a sprijini Ucraina, pe bună dreptate, în acest război nemeritat. Deci,
toată lumea a avut de câștigat. Știți cum a fost? Cu un ochi au râs și cu celălalt au plâns. Acum plâng cu ochiul ălalt. Se putea găsi de la început, da, că au fost culoare de tranzit. Așa i s-a dat aprobarea acelor. Deci intra pe la... Dar cerealele, banii, nu au miros. Să nu credeți că au venit străini să aducă grâu și porumb peste noi. Că tot conaționali de-a noștri care fac trader de cereale, asta le-e activitatea, perfect de acord, și-au profitat. Dar dacă tu, ca guvern, mereai acolo și le ziceai la Bruxelles, băi băieți, eu mi-omor oamenii. Eu nu permit decât în vedeți condițiile că nu astea. Doar România. Ce spuneți, sunt de acord, dar nu doar România e în această poveste, domnule. Le-a convenit și polonezilor să și intre. Și polonezii au, și bulgarii au. Le-a convenit și danezilor. Protest, nu uitați că și bulgarii au ieșit în stradă nemulțumiți. Deci e un protest și... mai amplu și vreau să punem accent pe problemele pe care dumneavoastră le ridicați, dumneavoastră fermierii, dumneavoastră fermierul clujean, da, cunoscut. Da, da. Răspundeți la această întrebare, să-l salutăm și pe Sergiu, pentru că vă mulțumesc că l-ați adus, un tânăr fermier, un tânăr întreprinzător. Cât de greu e să fii în această branșă, să te lupți câteodată chiar cu morile de vânt și să pui și pasiune, pentru că se vede că faci lucrurile cu pasiune. Bună seara și bine v-am găsit. E foarte greu să supraviețuiești ca fermier, tânăr fermier în România, mai ales cum au scăzut acum prețurile la cereale sau la zoctenie, la laptele de vacă, e foarte greu. Ce probleme întâmpini tu? Pentru că vorbeam cu domnul Turdean și îmi spunea un lucru. V-aș aduce pe cineva, dar nu prea îndrăznesc, le e frică. Și o să întreb de unde vine această frică și de ce au frică unii fermieri. Domnul Turdean, am văzut că e foarte categoric. Prima problemă este tot cu cerealele și eu. Nu avem la cine să vindem marfa, avem sute de tone pe stoc. Și a doua problemă cu animalele, punct de desfacere, nu este. Laptele în supermarket e triplu și la noi în fermă e 1,8. E 12 lei litru de lapte în supermarket. Da, sau, da. 12-15 lei. Tot așa, ne întoarcem la grâu, da? Preț mediu la grâu, acum 0,91,2. Că după protest mi s-a adresat pe pagina de Facebook și pe bună dreptate oamenii au dreptul să întrebe de ce este pâinea scumpă, ce facem noi fermierii? Păi vă spun ce facem. Anul trecut, când a fost vârf de sarcină la grâu, grâu s-a vândut cu 1,5-1,6. Pâinea a fost 12-15 lei kilogramul. Cred că organele abilitate ale statului ar trebui să vadă exact unde e diferența aia de preț de la 1,5 până la 12 lei pe kilogramul de pâine. Pentru că dintr-un kilogram de grâu poți face aproximativ 900 grame de pâine. Da? Deci prețul materiei prime nu este acolo. Și cu laptele. Am avut o discuție cu colegii cu vacile de lapte. Eu cred că până nu ne facem băieți atâta de... să lăsăm ranchiuna și orgoliile deoparte, să încercăm să producem în grup, în cooperativă, să încercăm să ne facem propriile rețele de magazine și atunci nu o să mai putem arăta cu degetul către Ocean, Kaufland, că ei sunt... Să nu facem... Da, să nu dăm nume, că... către marile supermarketuri, că ei marile sunt de vină. De magazine, da. Și atunci poate că... Dar eu vă întreb altceva, domnule Turdean. Dumneavoastră sunteți în acest AAC... în jur, aproximativ, spun, undeva procentul e 56,6%, spunem 60% din angajații din sectorul agricol, în această asociație. Deci, ca să fiu mai precis, undeva la 3 milioane de hectare aveți, plus 1,7 în zona de zootehnie. Deci acoperiți o plajă foarte mare. Jumătatea în România. Din mai mult de jumătate. Mai mult de jumătate. Da. Totuși, vocea noastră nu este auzită. Totuși, în această situație, 2023, nu e un pericol mare, așa cum auzeam, ca multe dintre ferme să se închidă? Avem multe probleme. Tocmai de asta vreau să... Deci eu v-am spus, nici nu aș trata... Acum, pe mine, sincer, vă spun, banii aia 10 milioane nici nu mă interesează. Noi avem mult mai grave probleme care se tărăgânează de zeci de ani. Sunteți ministru acum al agriculturii. Da. Dați-mi trei măsuri să revigorați. Cadastru general în 3 luni de zile, gradarea solurilor, da, pentru a putea face schimb fermierii între ei. Am teren cumpărat în Bonțida și domnul are cumpărat la Bogata. Vrem să facem schimb. Da? În momentul în care ai gradarea terenurilor, știm cât e valoarea lui biologică, automat putem face, eu îi dau mai mult sau mai puțin, da? Măsuri punctuale. Noi cârpim un pic aici, dăm 3 lei la irigații, dăm 3 lei la minuni. N-avem porc, importăm carne de porc. Nu avem irigații. Pompieristic, stingem câte un mic incendiu. Prioritizarea.
discuții purtate cu fermierii cei mai elocvenți pentru agricultura României, care pot să spună că nu degeaba au ajuns în vârful piramidei, pentru că au muncit, au bagajul de cunoștințe, zonarea agriculturii românești. Nu se poate ca aceeași cantitate de motorină să am eu de contat pentru acciză cât are cel din sud. De acord. Dar vedeți, avem un agricultor aici tânăr. Urma să vă spun și pentru cei mici. Ca să nu vă întrerup. Încurajarea tinerilor fermieri, dată legea aia cu comasarea și dat cu legea cu 65 sau 70 de ani, la cât îi fixez la fermieri să iasă la pensie, să trebuiască să renunțe ca în Olanda, ca în Germania, la fermă. Ori îl vinde, ori îl lasă moștenire la copil. La noi avem o clasă îmbătrânită de fermieri care nici nu mai au dorința de a face concurență, de a lupta, să modificăm, să mișcăm lucrurile în față. Și ei, tineri, nu se pot afirma. Nu se pot afirma. E pentru... adevărat, nu te poți afirma. Cine te ține așa departe de a duce, ce să spunem, nu e un business, această pasiune, dar e și un business, pentru că o să ajungem și la această poveste, ce spunea domnul Turdean. Dacă vorbim nu e business, nu ne ocupăm. Vorbim de fermieri care câștigă ei, dar clientul final, cel care este, care consumă, consumatorul, eu, eu am vreun câștig din tot ceea ce mi-a spus dumneavoastră, da, din aceste politici? Vă dau un exemplu. La preț vorbesc. Da, se poate avea. Cu cât producem mai mult, produce Sergiu, produc eu, dar trebuie să producem profesional. Noi la ora actuală avem două tipuri de agricultură în România. Agricultura performantă și agricultura de secolul XVI. Pentru subvenții. Subvenția ar trebui legată de productivitate. Nu-i tătuna să produci 10 tone de grâu categorie premium sau să produci 2500 kg de grâu plin de fuzarium și de boli. Da? Deci trebuie încurajat tineretul să accedă, trebuie făcut cumva ajutat cu pensie bătrânii care se retrag. Că bănuiesc mulți nu se retrag la pensie, că e pensia aia mică, n-au pensie specială. Că, în mod normal, nimeni nu trebuie să fie special. E și asta o chestiune. Dar hai să vedem ce spune Sergiu. Cum vezi tu problema ca tânăr care te lovești de tot felul de probleme? Și totuși nu vrei să renunți la ceea ce faci. De prima problemă care ne lovim cel mai tare, piața îngrășămintelor. În toamnă am cumpărat îngrășăminte foarte scumpe și acum s-au ieftinit. Noi nu avem punct de desfacere a îngrășămintelor să producă țara noastră, destul de puțin produce. Și ca să înaintezi pe piață, trebuie să muncești 24 din 24. Păi hai să vedem așa, cu ce te ocupi tu? Cu ce se ocupă domnul Turdean, e bine că vă prezentăm telespectatorilor de la TVR Cluj, pentru a vedea și problemele efective și găsim poate și problemele și mici soluții din punctul dumneavoastră de vedere. Începem cu Sergiu. Cu ce te ocupi tu? Cu tânăr fermier cu cultură mare, cât pot, și cu creșterea animalelor, în special vacilor de lapte și ovinelor. Care ar fi problemele în zona ta de interes? Interes în toate trei domenii. O soluție? Cu piața cerealelor, în primul rând, ar trebui rezolvat cazurile. După aceea cu laptele, trebuie făcut ceva pentru el. Și iar cu punct de desfacere a mieilor. Nu avem la cine da miei acum, în primar. Chiar în... Tu ai miei, suntem într-o perioadă pascală. Pascală, da. Unde te duci cu miei să-i vinzi? Nu avem unde să-i dăm. Doar la camion, cum ar veni la intermediare. Și intermediarii mai pun acel preț, acel adaos? Își adaos și pleacă la marfa... consumator ajunge un preț extrem de mare, da, nu? Da. Da, din păcate aceasta este realitatea. Eu aș veni cu soluție. Toate cele trei probleme există. Vă rog. Există formele de asociere cooperative, pentru că tu produci puțin la ora actuală, 100-150 de tone de grâu, dar dacă mai sunteți 10, cum ești tu, sau 20, da, aveți deja 3000 de tone de grâu, da? Cu carnea de miel, dacă sunteți 10... oieri asociați, tot în aceeași cooperativă, bineînțeles, vă angajați unul care să vă conducă această jucărie, pentru că poate ne depășește de multe ori și noi suntem prinși cu alte treburi. Lucrurile se pot rezolva, tot așa, cu laptele, cu cooperativa, pentru că ai o piață sigură, că e mai mare, că e mai mică prețul, asta e, suntem într-o economie de piață. Deci aici aș vrea să punctez. Noi în România, în general, vrem capitalism, da? Când e bine. Dar când dăm de greutăți, nu mai vrem capitalism. Adică să vină statul. Statul nu este un sac fără fund. Statul trebuie să ne asigure cadrul legislativ corect, competițional. Nu trebuie să ne dea bani și pomeni. Nu de aia avem nevoie. Avem nevoie de un cadru legislativ corect, competițional,
toată lumea să poată intra pe acea pistă și să alerge, cei buni merg înainte, cei slabi rămân în urmă și își găsesc în altă parte vocație sau vor fi angajați. Asta trebuie să facă statul. Nu trebuie să ne dea, ți-am dat 3 lei. Nu mi-ai dat nimic, că ai luat din buzunarul altuia și mi-ai dat mie. Mai și cine mulțumiți de anumite sume pe care le primeați. Vedeți, până la urmă vorbim de suma aceasta de la Uniunea Europeană. Protestul meu va fi, eu refuz. Eu nu refuz. O să fac un protest singur. Eu refuz acea sumă, pentru că nu ne poate reprezenta. Da? Deci nu-i pentru noi. Acolo nu s-a argumentat 100% corect. Eu am vrut să expun o situație și sper că am reușit cu expertiza pe care o aveți pentru telespectatori. Mai avem 5 minute. Vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile, ca cei de acasă să înțeleagă și munca pe care o depuneți și ce vă doriți, de fapt, nu doar un business pe care să-l creșteți, care poate fi și o pasiune, o moștenire de familie, etc., ci mai cu seamă consumatorul final să aibă și el parte de un produs corect, curat, bio, românesc, dar și la un preț rezonabil. Vă rog, aveți fiecare câte două minute. Să știți că față de multe standarde, încă suntem departe. În Uniunea Europeană, subvențiile care vin, inclusiv pentru sectorul vegetal, acolo tu semnezi pentru bune practici agricole. V-am spus, cele două tipuri de agricultură nu pot concura în aceeași competiție, pentru că n-ai cum. Statul ar trebui să găsească formula prin care fermele mici, până la X hectare, să fie specializate acolo. Noi avem subvenții mici față de vecinii noștri maghiari, pentru că producția la grâu la noi este atâta și la maghiari atâta. De ce este mică producția de grâu la noi? Pentru că avem fermierul ăla cu un hectar, două, nu-i cazul lui cu 30 sau 50 de hectare, care își pune și el grâu și face 2500 kg. La hectar, da, dar media națională... Cum ziceți noi, grânarul Europei, cândva, acum vreo 20 de ani, am ajuns să fim depășiți așa, da. Pe linie dreaptă de toți? Da. E o veste proastă. Deci, producția medie de rapiță la Neamț, 7 tone, media. Noi avem 3 tone și ceva, da? Letonia. Dăm exemplu Letonia, da? O țară care e, vai de cu 4 tone jumate, media națională. Putem continua. Ungaria, 4 tone jumate. Mergem la grâu. 9, 11 tone, țările din vestul Uniunii Europene. Și noi, mari fermi, am ajuns 8-9 tone și o calitate mult mai bună ca dânsii. Pentru că solul e mai bun, insolația, conlucrează. Deci, mediu, da. Da, există lucruri care sunt super bine făcute în România, aveți încredere în produsele românești, dar v-am spus, singura problemă la noi nefuncționarea corectă a instituțiilor statului, care trebuie să fie stâlpul de bază a societății, să protejeze și pe dumneavoastră, și pe el, și pe mine, da? Să verifice la milimetru tot ce se întâmplă în minuni și făcute legi care să creeze cadru concurențial echitabil pentru toată lumea. Sergiu, pe drumul acesta, că îți spune un om cu experiență lângă tine, cu câți ani aveți în zona asta? Din 94. Din 93, deci o grămadă de ani. Da. La ce a spus? Ce crezi? Continui ceea ce faci acum sau ești decis să renunți? Ți-ar fi mai ușor? Spune-ne părerea ta. Deci ce să continui? Să meargă treaba, să fim buni în agricultură și în tot ce facem. Cu cât vinzi kilogramul de miel, pentru că tot vorbim acum de perioada pascală. Acum e în jur undeva la 40 de lei, în carcasă. În carcasă. Da. Și în viu? În viu cam 18-20 de lei. 18-20 de lei. Deci prețuri, spun unii, corecte. Corecte sau da, mari? Corecte. Nu mai știm ce să zicem. Dacă, v-am spus, de aici trebuie și educația școlilor. Eu am avut noroc să fac pregătire agricolă școală la olandezi. Copiii de la grădiniță sunt educați, duși în ferme să vadă cum să produce mâncarea. Cât de greu. Dacă am face și noi programe să ducem copiii în ferme să vadă cum să face, cum să face laptele, cum să produce tot, poate că în momentul ăla și-ar schimba mulți care stau la oraș părerea vis-a-vis de cum se produce. A, văd tractoarele alea mari, da, vezi un tractor din ăla, e 500.000 de euro, da, îți iai un leasing pe 5 ani sau pe 10 ani și ai 2 ani prof ca ăștia și vine firma de leasing să o ia înapoi. Deci lucrurile nu sunt atâtea de simple. Cred că multe ferme vor închide poarta, dar v-am spus, există o competiție, am vrut capitalism, în capitalism nu este ușor să produci valoare plus, stați că se gata războiul,
Ucraina intră în Uniunea Europeană. Să sperăm cât mai repede și poate atunci nu să mai fie problemă. Dar nu mai avem timp de aceste lucruri. Cu o altă ocazie, sigur o să mai aveți spațiu la noi să vă expuneți probleme și să găsim împreună rezolvări. O să invităm și oameni care pot avea un cuvânt greu de spus, care sunt oarecum la butoane, să zicem așa. Mulțumesc unui fermier din Cluj, Emil Turdean, cu 30 de ani în activitate agricolă, și unui tânăr fermier, Sergiu Bojan, care și el încearcă să reziste pe piața clujeană și cea românească. Le mulțumesc pentru abilitate celor doi și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă aștept și mâine la Actuala Regional. Numai bine!